Salut, nu am mai auzit de mult, ce fain e afară, e o vreme atât de superbă, vreo 16 grade, acum în Timișoara. Și nu m-am putut obține și am ieșit pe afară să mă plimb puțin cu roata. Am pregătit-o de iarnă, i-am pus să bea. Și mergem pe Timișoara să ne plimbăm. E super, super afară. O să vă las câteva cadre, acum. Am oprit aici în parcul botanic să iau o mică pauză. Bine, afară nu e așa frig, sunt numai 16 grade. M-a întrebat cineva pe canalul de YouTube, mi-a lăsat un mesaj în privat și mi-a zis dacă o să mai fac vloguri în deplasare cu Politehnica. Nu știu, depinde anul ăsta să văd cât timp o să mai am, că am altceva în plan. Dar o să merg oricum în câteva deplasări, tot o să merg. Așa că dați subscribe la canal dacă pentru asta v-ați abonat, să vedeți videouri în deplasări cu Politehnica, cu ASEU Poli. Și m-a întrebat cineva ce model o să mai aduc de roți. Momentan, acum în aprilie, o să mai vin o roată de la Ninebot Z10. Sunt 3 modele, Z6, Z8 și Z10. Noi încercăm să ducem Z10, acum să vedem ce o să iasă. Cine e nou pe canal și nu știe, eu acum mă dau pe un V8 de la InMotion. Să vi le arăt acum. I-am pus o husă de iarnă, practic, pentru că iarna, la rece, roata se descarcă mult mai repede, de aceea e indicat să, dacă aveți o roată, să o înveliți cu ceva, să-i faceți o husă sau dacă roata deține o husă specială, asehuța e specială, făcută pentru ea. A costat husa undeva pe la vreo 60 de dolari, acum o găsiți mai ieftină. Cam așa arată husa. Vă stă din partea asta, scară și ceva pe ea,
Happy Journey, www.imscv.com. Are și în față special o decupătură, unde asta este lanterna. Și aici fermoarul ăsta nici eu nu știu pentru ce este. Se desface, se desface și nu știu, poate poți să lege ceva, nu știu, o cameră de acțiune, gen să o bage aici, ceva de genul, nu știu. Cine e nou pe canal, poate să meargă, să vadă vlogurile anterioare și o să o vedeți fără husă. Ea este mult mai spectaculoasă. Are pe o parte 3 rânduri și pe cealaltă parte tot 3 rânduri de LED-uri. Foarte spectaculoasă noaptea. Să vină vara și am să fac un video și noaptea cu ea. Cam atât cu clipul pe ziua de azi. Mamă, bate soarele în ochi. Dacă ești nou pe canal și doar acum ce ai intrat și ai văzut acest clip și ești nou, nu uita să te abonezi dacă ți-a plăcut ce ai văzut. Și ne mai auzim până data viitoare, numai bine. Ciao, ciao. Zombie apocalypse.